Emmanuel Macron a lăudat intervenția rapidă a forțelor de ordine, dar și pe tânărul care acum este cunoscut drept eroul cu rucsac. Mais nous sommes évidemment en pensée, en émotion, en solidarité derrière ces enfants, ces adultes qui ont été touchés, une des victimes est parmi nous. Tânărul de 24 de ani care l-a lovit pe atacator cu rucsacul a povestit că făcea un tur al catedralelor din Franța și că a acționat fără să stea pe gând. Un vol à l'arraché et c'est vraiment quand il a commencé à s'en prendre aux enfants dans le square que c'était une véritable attaque. Et à ce moment-là, en fait, on débranche le cerveau et on agit un peu comme un animal par instinct. Et c'était impossible pour moi d'assister à ça sans réagir. C'est impossible d'ailleurs que les Français assistent à ça sans réagir. J'ai loin. Agresorul, pe numele Abdelmassil Hash, este un sirian de 31 de ani care a luptat în armata țării sale. El se află în custodia poliției și se știe că a cerut azil în Franța. Cu 3 zile înaintea atacului fusese refuzat pentru că deja avea statut de refugiat în Suedia, unde era căsătorit cu o conațională cu care avea un copil. Însă cei doi s-au despărțit anul trecut. Potrivit martorilor, în timpul agresiunii striga în numele lui Iisus Hristos. Încă nu se cunosc motivele din spatele faptelor sale. În parcul din Annecy, unde 4 copii și 2 adulți au fost răniți, localnicii au creat un altar din flori, lumânări și jucării.